Salutare dragilor, Bitcoin a crescut peste 30% în 15 zile, fără un Bitcoin Spot ATF confirmat și fără un megaval de retail. Acest activ surprinde tot mai mult. Singurul urs cu care aș sta vreodată la discuții acum este un urs panda sau orice alt urs. Pentru că nu există nimic bearish cu privire la Bitcoin, mai ales pe termen mediu spre lung, dar nimic. Ieri am vorbit despre o zonă importantă pe RNDR în comunitatea la noi. Pe Discord, în grec, capital, mulți studenți au marcat profituri, iar eu, deopotrivă. Target atins, cumva, și depășit cu brio. Ieri, în vlogul de pe YouTube, am avertizat să fiți cu ochii pe R&R, pentru că, duminică, la acest token îi place creșterea. Volumele sunt bune. Am investit long term în acest token la 0,5, 1$ dolar și 1,5$ și încă nu am făcut sell la investiție. Adică îl văd destul de bine, dar să nu va un sfat financiar este părerea mea. Îți cu ochii pe el de ce a avut volume foarte bune și în bear market și mereu profit de orice ocazie să îl tranzacționez. Asta aparte de investițiile pe termen mediu spre lung. Din nou, sunt părerile mele pe baza analizei pe care eu o fac și vreau să împărtășesc lucrul acesta cu voi, să încerc să vă aduc un plus valoare. Ușor, ușor, urși încep să devină tauri, dar încă nu văd o capitulare finală a celor care sunt beriși. Pare că Bitcoin ar trebui să stea o perioadă destul de bună peste 30.000, să îi enerveze lucrul ăsta, pentru a începe să cumpere și de-abia apoi să vedem un dump. Deocamdată, din punctul meu de vedere, lăsând și gluma la o parte, avem un range bun și e periculos de shortat, din punctul meu de vedere. Acum, câteva lucruri foarte importante. Despre Bitcoin, câștiguri, predicții și eșecuri când ești pe piețele financiare și faci anumite predicții care eșuează, nu e nicio rușine să spui că ai greșit. Și eu am greșit vis-a-vis -vis de EGLD. Da? Și am zis lucrul acesta. Din potrivă, arată noblețe și verticalitate. Am greșit din nou cu anumite predicții și chiar dacă nu a mers bine, cumva am plecat capul și am spus că am greșit. Pentru că oamenii te vor aprecia mult mai mult pentru asta. Observ oameni care nu pot să spună că, bă, am greșit. Din frică să ne spunem că ne pare rău de un lucru sau că am greșit. Vreau să țineți minte, șecul ar trebui să-ți construiască caracterul și să te facă mai puternic. Dar numai dacă ești dispus să ai o atitudine bună, o atitudine potrivită. Adică, din punctul meu de vedere, este greu să fii în lumea financiară și să nu prezinți diferite narațiuni și ținte. Dar atunci când o faci, trebuie să calculezi și probabilitatea de a greși. Omul face greșeli, da, dar nu uita să spui când faci o greșeală. Acum, ca să faci bani, soluția, din punctul meu de vedere, nu e FOMO, ci planul construit la rece, pe scenarii și pe probabilități. De exemplu, dacă se întâmplă X, eu fac Y. Iar dacă scenariul meu, de pildă, e invalidat, renunți la ego și încerc să mă adaptez. Aplici asta mereu pe termen mediu spre lung și o să domin mare parte din piață. Vă las cu aceste lecții importante și prețioase ca să le cântăriți în dreptul vostru. Și să înțelegeți mereu că piața este extrem de adaptivă. Investițiile sunt diferite de zona de tranzacționare, exact cum v-a spus și ieri. Iar Tradingul, dacă doriți, este extrem de adaptiv și fiecare moment poate influența celălalt moment. Din punctul meu de vedere, tradingul de nivel instituțional nu funcționează pe pattern și pe indicator, pentru că astea sunt situații matematice care se bazează pe calcule executate în trecut. Iar noi avem nevoie să vedem ce face piața în viitor. Se bazează pe suporturi, rezistențe, se bazează pe uptrend și downtrend și, dacă doriți, market structure, pe structura pieței. Ăsta e trading din punctul meu de vedere pur instituțional. Restul, restul pardon, sunt detalii și lucruri interesante pompoase pe grafic, dar până la urmă e vorba despre bani, dacă reușim să facem sau nu. Dacă reușim să tranzacționăm sau nu eficient. Investițiile pe termen lung, deopotrivă, sunt relevante. Și pentru asta e nevoie să vă plasați bine. În descrierea clipului vă las un link, să mergeți să vă înscrieți dacă doriți la secțiunea de Pro Membership în comunitatea la noi pe Discord, analizăm constant perioade lucruri relevante exact ca și targetul pe RNDR pe care l-am dat din nou ieri, unde încă era la 2.420 și am spus că avem un următor target la 2.550. Deci era o zonă incredibilă de marcat profituri. Profituri care s-au și marcat săptămânile, ultimele două săptămâni pentru mine au arătat foarte bine. Nu uitați să dați un like la acest clip, să-l distribuiți dacă aveți bună uh, bunăvoința și știți pe cineva care credeți că poate să-i servească și să ne vedem cu bine. Mă înclin, cu drag. Robert.